Bună seara și bine v-am regăsit! Doamnelor și domnilor, suntem la agenda publică, iar în minutele următoare vom aborda atât subiecte de interes național cât și local. I-am invitat în platoul Informația TV pe domnul Adrian Albu, viceprimarul municipiului Satu Mare, viceprimar PNL. Bună seara și bine ați venit! Bună seara tuturor! Domnul Potochi Ciobo, președintele Consiliului Județean Satu Mare și președinte UDMR. Bună seara și bine ați venit! Bună seara și bine v-am găsit! Domnul Alexandru Horvat, consilier județean PSD, bună seara și bine ați venit! Să rămână pentru invitație, bună seara telespectatorilor! Domnilor, vă propun să începem cu subiectele de interes local. Domnule președinte, am văzut că domnul primar, primarul municipiului Satu Mare, Cereșcheni Gabor, a prezentat un raport la 6 luni de mandat. Se poate prezenta un bilanț după doar 6 luni? Se poate. Oricând se poate, și după o zi grea se poate face un bilanț. Nu există nicio reglementare legală, nu-i după an contabil, nu-i după asta, și practic alegătorii au dreptul să-și facă bilanț sau să cheme pe cei aleși oricând la un bilanț. Deci nu văd că e trimestrial, că e o dată pe an, de două ori pe an. În general, bilanțurile se fac totuși după terminarea măcar a unui an, în condițiile în care bugetele la autoritățile publice locale, alegerile sunt în mijlocul anului, bugetele se votează la început de an. Și primul an, prima jumătate de an, nu e chiar foarte ușor pentru oamenii care sunt noi aleși în funcție. Dar asta era decizia dânsului și eu zic că a făcut bine, din punctul ăsta de vedere. Dar, repet, un bilanț se poate face mai degrabă după un an întreg de mandat. Și aici la an mă refer cel puțin un an fiscal. Adică când persoana răspunde și de întocmirea bugetului și de execuția bugetului. Și atunci se poate trage o linie cât de cât obiectivă. Dar unele realizări se pot vedea, repet, și la finalul unei zile pline cu evenimente. Da, dumneavoastră nu ați prezentat, în schimb, niciun bilanț la 6 luni după preluarea mandatului. Dacă puteți să ne spuneți acum câteva cuvinte despre aceste prime 6 luni de mandat. Despre aceste prime 6 luni o să semene cu afirmația primarului. Sunt și lucruri bune, sunt și lucruri mai puțin bune. Și ceea ce efectiv deja ne disperă, și când zic că ne disperă, mă refer, cred că la fiecare consilier județean, este starea drumurilor, care de 6 luni de zile sunt în licitații. Ba chiar avem o licitație pe drumul Amațului, care este în licitație din aprilie 2015. Și în primăvara anului viitor împlinește 2 ani de zile ca și procedură. Aici, dacă tragem o paralelă cu primăria, ei s-au mândrit că au terminat procedura de achiziție pentru plombări, pentru reparații de drumuri, dar și la ei au durat 2 ani de zile această minunată procedură aici. Și din cauza asta n-am putut să facem ceea ce am dorit, să readucem drumurile la un nivel mult mai bun decât cele existente. În schimb, pe șantiere care însumează 173 de kilometri, s-au făcut progrese și chiar mult peste graficele de execuție, și am călărit executanții cu ghilimelele de rigoare să se miște și să încerce să readuce pe stare de funcționare unele tronsoane de drumuri care sunt în execuție. A fost o muncă în echipă cu primăria municipiului și cu instituția prefectului în toate demersurile pe care le-am făcut, chiar din a doua sau a treia zi cu primul meu drum în noua calitate, când m-am dus la București să renunț la mandatul de senator. Deblocarea situației și urgentarea cumva investiției legate de drumul de ocolire a municipiului Satu Mare, și aici chiar am lucrat împreună cele 3 instituții. Acolo stăm în faza, depindem de o singură hotărâre de guvern. Eu sper că noul guvern, indiferent cine va conduce, cum va arăta, să aprobe expropierile, și atunci, de primăvară
executantul poate să se apuce de această investiție majoră pentru Sahmărei. O altă supărare, ca să vă zic una caldă, una rece, este de achiziționarea produselor de lapte și corn, care iarăși mă disperă. Nu e bine, nu e bine procedura. E anormal ce se întâmplă, adică au trecut 3 luni de când copiii merg la școală, noi nu avem produse și când o să avem produse, nu o să avem produse ceea ce ar fi nevoie în școală, adică de cel puțin o masă caldă. Iar acești minunați operatori care au fost furnizori ani la rând și în județul Satu Mare și la nivel național, cât vreo 3-4 furnizori. Am citit în presa de specialitate chiar în săptămâna trecută, ei au fost amendați pentru concurență neloială. Practic, ce se întâmplă? Sunt 3-4 operatori economici care își împart țara și depinde de ei. Pentru ei e bun acest program, nu pentru beneficiarii finali. Iar datorită chichițelor pe partea de achiziții, orice eforturi facem, nu putem scăpa de ele, cu, iarăși cu ghilimele de rigoare. Noi am prezentat cazul de la Odoreu în urmă cu câțiva ani, atunci când au fost mai mulți copii. Exact. Deci nu, au ajuns la spital cu toxii, infecția alimentară. Program, deci e foarte greu de lansat, efectiv. Sunt o grămadă de acte administrative unde dacă pierdem 2-3 zile se adună și vedeți unde se ajunge. În schimb, am reușit să ne mobilizăm și în termen am depus un proiect pe finanțare europeană, pe programul operațional regional, drumul care ne va lega de Sălaj, începând de la Cehu Silvanie, limită de județ Satu Mare, Hodod, Bogdan, Hurezu, Dobra, Beltiug, deci va fi un tronson de aproape undeva la 40 de kilometri pe un drum. Săptămâna asta am fost pe drumul respectiv, încă mai rezistă unele porțiuni, dar unele porțiuni chiar sunt chiar impracticabile, mai ales de la Hurezu la Dobra, deci sunt și vizează 20.000 de oameni. Pregătim alte două proiecte, sunt în stadiu de proiectare, am reușit după 15 întâlniri în cadrul Comitetului de Monitorizare să încercăm să deblocăm programul România-Ungaria și dacă ne ajută Dumnezeu, în ianuarie o să fie accesibil. Deci au fost multe pe plan macro, pe plan de comunicare și pe unele capitole am avut o posibilitate de mișcare foarte limitată în condițiile în care s-a schimbat legislația pe achiziții și s-a schimbat abordarea în achizițiile publice din sistemul problemele public din România. Instituțiile sau subordonate? Probleme. Unii au creat motive de bucurie, aici mă refer în special la aeroport, în condițiile în care în iulie am trimis o ofertă clară și punctuală către compania Wizz Air și ați văzut că în octombrie a și venit primul avion și am reușit să punem pe harta internațională aeroportul după o investiție mare, deci am continuat în tot ce s-a întâmplat bine la aeroport. În alte instituții, pe partea de cultură, unele instituții au fost mai vizibile, altele mai invizibile, dar n-aș intra în foarte multe detalii. În schimb, pe partea de sănătate, cred că Spitalul Județean Satu Mare, cu toată răspunderea, va fi, nu se ridică la nivelul nici așteptărilor mele și nici așteptărilor cetățenilor. Au fost multe semne de întrebare văzute și din interior și din exterior. Deci urmează să luăm niște măsuri și să încercăm să creștem performanța serviciilor sanitare, care cred că este una din elementele principale și este de interes public maxim. Și aici o să port dialog cu toate grupurile. Ați găsit soluții pentru rezolvarea după terminarea sărbătorilor. Am început, lucrăm și astăzi din 4 ore am stat cu Consiliul Director, cu o parte din Consiliul Director al Spitalului. Săptămâna am început la ei.
încercăm să le revigurăm un pic activitatea și să le creștem performanță și să le ajutăm acolo unde putem să ajutăm. La ce concluzie ați ajuns, domnule președinte? Cum de se întâmplă la Satu Mare, la unitatea de primire urgență, atât de multe nenorocire, spune eu? Aștept rezultatele unor anchete în curs. Nu vreau să mă hazardez în declarații. Eu sunt inginer, niciodată n-am să afirm și nu o să am pretenția că mă pricep la managementul unui spital, în schimb mă pricep pe partea administrativă și nici acolo nu stau lucrurile foarte bine. Pe partea de servicii medicale, din păcate, au fost câteva cazuri care au ridicat multe semne de întrebare. Și aștept, repet, rezultatul unor anchete. Da, domnule Horvat, sunteți consilier județean PSD, la nivelul Consiliului Județean faceți parte din opoziție, chiar dacă urmează să preluați puterea la București. Ce părere aveți de cele expuse de domnul președinte? Ideea vis-a-vis de bilanțul făcut de către domnul primar, eu zic că ori de câte ori cineva are o realizare, este bine să facă un bilanț și să spună cetățenilor a căroi comunitate o păstorește despre lucrurile bune, despre ceea ce se așteaptă, despre ceea ce ar dori să facă. Deci este de bun augur și cu atât mai bine dacă și lucrurile care vrea să le prezinte sunt îmbucurătoare pentru cetățeni. Nu aș vrea să spun că neapărat suntem în opoziție. Noi cel puțin avem o colaborare destul de bună cu cel puțin cu domnul președinte. Mi se explică proiecte, sunt convins că s-ar dori să se facă mai mult. Sunt, într-adevăr, de la preluarea unei conduceri care a fost actuală, care și ne-am susținut-o, venită una nouă pe baza voturilor cetățenilor din județul Satu Mare. Eu zic că se fac eforturi și acest lucru se vede. Să sperăm că, și tocmai aici vreau să spun vis-a-vis și de cornul și de lapte și de procedurile de achiziție, că parlamentarii, noi parlamentari și inclusiv parlamentarii sătmăreni, eu zic că trebuie să facă forum comun și au de lucru, chiar au de făcut demersuri. Eu, la fel de optimist, sunt întotdeauna așa am fost, cred că acea hotărâre de guvern care centura de ocolire a municipiului Satu Mare și tot județul Satu Mare are nevoie, eu cred că va fi una care va avea deschidere către noul guvern și parlamentarii noștri cu siguranță vor face demersurile necesare, împreună, bineînțeles, cu ceilalți, fără să venim și să spunem a cărui merit este mai mare. Important este să reușim să facem pentru cetățeni ceea ce ne-am propus, pentru că atunci în campanie spunem că toți suntem în slujba cetățenilor. Deci, parlamentarii chiar au multe teme de dus în noul parlament și de a veni cu îmbunătățiri majore. Să sperăm că noua guvernare va sprijini, eu sunt convins că vom face și noi toate demersurile în așa fel încât Satu Mare să beneficieze în continuare de sume importante pentru a-și îndeplini unele proiecte și aici la infrastructură știe domnul președinte foarte bine că suntem încă cu mari probleme și cu multe probleme de rămâneri în urmă, nu numai datorită faptului că nu s-a dorit, dar și faptului că sunt multe proceduri care, de fapt, îngreunează domnului președinte activitatea și aceste toate se răsfrâng asupra confortului cetățenilor. Eu sper și sunt optimist că 2017 va fi un an foarte, foarte important și foarte benefic pentru județul Satu Mare în realizarea proiectelor care stau de mult în așteptare și în ceea ce așteaptă cetățenii. Sunt de acord și cu domnul președinte că cred că trebuie mișcate un pic lucrurile și opinia mea ați văzut-o de multe ori vis-a-vis de Spitalul Județean, cred că se pot face, fără să fac nicio acuze, se pot face lucruri mult mai bune și cu atenție, cu ambiție mare, cu multă muncă și multă pricepere, eu cred că acolo lucrurile pot evolua într-o situație favorabilă, așa fel încât să mai depășim un moment, să nu ne fie frică să ne tratăm în Spitalul Județean și să alegem alte opțiuni, știu eu, Cluj sau Ungaria sau alte treburi. Deci cred că
domnul președinte și-a propus în acest mandat să rezolve și acest lucru și din partea noastră veți avea tot sprijinul, domnul președinte. Da, domnule Albu, am văzut și în bilanțul prezentat de domnul Kereșkeni Gabor, se vorbea de centura de ocolire a municipiului Satu Mare. De fapt, discuțiile au început înainte de campania pentru alegerile parlamentare, când parlamentarii sătmăreni încercau să-și aroge meritele pentru această centură de ocolire. Acum revine în discuție centura. Ce ne puteți spune? Aș vrea și eu să spun că de fapt, așa zisul, să sperăm că nu, așa zisul bilanț prezentat de domnul primar, s-a dorit să fie doar un cuvânt de sfârșit de an, ca să fie foarte clar în care să fie niște urări pentru cetățeni și a fost foarte pe scurt prezentat și foarte succint, pentru că nu s-a intrat în toate amănuntele, n-am mai discutat despre aceste chestiuni cu presa. Eu sunt de părere, sau eu chiar am insistat asupra acestui aspect, a se comunica mai mult cu cetățenii prin intermediul presei, pentru că și atunci când trebuie să le spui lucruri bune și când trebuie să le spui lucruri mai puțin bune, oamenii apreciază dacă le spui și dacă comunici cu ei. Chiar dacă nu le spui ceea ce le place, a fost un experiment pe care l-am luat pe pielea mea când am făcut-o eu cu parcările din 17 și Carpați 2 și până la urmă nu ne-a înjurat nimeni în orașul ăsta. Oamenii măcar au aflat cum stă adevărul și nu i-a mai plimbat cu vorba de aici colo. Cu șoseaua de... Deci asta a fost ideea cu un cuvânt de sfârșit de an care trebuia să mai închidă un pic din gurile, din corul celor detractorilor, dacă vreți să vă spun eu așa, chiar dacă campania s-a terminat și acum nimeni nu mai vrea să mai facă gălăgie prea multă, dar destul de multe s-au spus despre faptul că nu s-a întâmplat nimic și atunci măcar trebuia explicat ce s-a întâmplat. Poate că era loc de mai multe, sigur întotdeauna este loc de mai multe, dar lucrurile trebuie spuse exact cele care s-au întâmplat. Acum cu șoseaua aia de centură s-a potignit lucrurile un pic, hotărârea aceea de guvern într-un birou, la birou juridic de la Ministerul de Finanțe, parcă am înțeles. De la Ministerul Justiției. De la Justiție, da, de la Ministerul Justiției. Se ia un singur aviz. Poftim? Dacă mai era un avizul Ministerului Justiției, era putea gata să fie înainte de alegeri. Da. Deci dacă nu se potignea acolo, noi am trimis până la urmă actele care le trebuiau. Se schimbă semnăturile doar atât. Am trimis, așa cum doreau ei, toate clarificările de la primărie, că de la noi era nu era problema, dar de la noi le puteau primi. Le-am trimis până la urmă, doar că să sperăm că Poate nu cred că va fi cazul să vorbim încă 10 ani despre această șoseaua de centură. Ea este finanțabilă și toată lumea are această intenție de a jumate sfert, cum vreți dumneavoastră, de centură să o facem. Așa că e bine să fim optimiști. Nu cred că va avea aceeași soartă. După cum, deși domnul președinte este președinte Consiliului Județean, ne-a promis că ne ajută din toate puterile, evident nu și cu bani, dar ne ajută din toate puterile să facem și podul ăla de care noi vorbim acolo, celebrul al treilea pod care va fi, pentru că dacă se vor întâmpla aceste două lucruri, de fapt vom avea patru până la urmă, pentru că în drumul de ocolire este prevăzut și un pod peste râul Someș. Și nu în ultimul rând, aș vrea să spun o chestiune care... Eu vreau să o văd pusă în practică, la ea țin eu foarte mult, apropo de podul ăla de care vorbim, care se va întâmpla oricum înaintea celui de-al treilea pod, și anume rezolvarea intersecției acelea de la Burdea, care eu cred că ne va da de gândit foarte mult în ce măsură mai avem. Dacă e așa cum speră unii și cum sper și eu nu neapărat că am inventat eu nimica pe aici, au inventat alții și noi punem în practică. Nu zic eu că nu o să mai fie nevoie de un pod, nimeni nu zice că nu o să mai fie nevoie de un pod, dar așa după cum astăvară s-au găsit niște rezolvări foarte simple și ciudățenia face ca o parte din rezolvările găsite la circulația de pe podul Golescu să fi fost discutate în Comisia de Circulație, dar dintr-un motiv care mie îmi scapă, nu vreau să acuz pe nimeni, nu au fost puse în practică.
Și așa după cum s-a putut rezolva circulația de asemenea manieră încât să nu mai fie nervi pentru nimeni acolo, la orice oră din zi, nu te, când traversezi podul dinspre Piața Mare, nu cred că există cineva care poate să spună că s-a oprit mai înainte de jumătatea podului. De obicei te oprești în partea cealaltă când cobori spre Crinu. Așa după cum s-au găsit rezolvări și acolo, sper că și asta va fi o rezolvare. Dar una peste alta, anul 2017, care tocmai urmează, va fi un an de început, pentru că, vedeți, Consiliul Județean are o licitație importantă, are mai multe, dar una mare care e blocată. Noi am scăpat cumva, așa, nu știu, nu mi-a venit să cred când am aflat că s-a terminat. Mie tot îmi spunea domnul Munteanu că, mă, nu mai... Acum se termină și am zis, asta e ca povestea cu lupul, că eu acum se termină din august, am auzit, sau din iulie, de când am auzit. Și când a zis că acum chiar s-a terminat, mă scuzați, i-am spus că ai chef de glume. Se vor deschide mai multe fronturi. Problema drumurilor, vă referiți aici? Da, da, de licitația cu drumurile. Dar licitația cu drum, adică drumurile sunt problema, sau drumurile sunt problemele cele mai importante din... chestiunea cu drumurile este chestiunea cea mai importantă de la noi din județ și a României în general. Bineînțeles că se adaugă infrastructura de apă și canal, nimic de zis, dar de departe cea mai importantă, cu școli, cu tot ce vreți dumneavoastră, dacă vreți lapte și corn, toate sunt importante, dar alea cu drumurile sunt super importante. Doar mă gândesc că am fost noi, în campanie, nu știu nu ce am căutat eu să mă duc până la Stâna, am crezut că am rupt mașina pe 10 km, ceva groaznic, groaznic și mai sunt drumuri de genul ăsta. Așa ca să nu lungesc prea mult, vreau să vă spun că anul 2017 va fi un an în care lucrurile vor începe să se miște și vor fi vizibile niște realizări sau vor fi vizibile niște șantiere, ca să mă exprim foarte clar, și în județ și mai ales în municipiu. Eu le urez celor de la județ să termine drumurile, că stare amărâți și ei și toți aia care... Și banii rămân ca atare, asta e în cazul cel mare. Banii există și nu se folosesc. Da, domnule Potochi, sunteți președintele Consiliului Județean, sunteți președintele UDMR. Am văzut că UDMR este oarecum cu un picior la guvernare, semnând acel protocol de colaborare cu PSD și ALDE, colaborare parlamentară. În aceste condiții v-ați gândit sau vi s-a cerut să preluați și PSD la guvernarea județului și a municipiului? Am crezut că m-a întrebat dacă vreau să preiau PSD-ul sau nu. Deci e un protocol de colaborare parlamentară care înseamnă pe legile care coincid din programul PSD-ului cu programul nostru să le asigurăm susținerea, dar... Eu am un exemplar din acel protocol aici, s-a cam oprit. Deci, normal, toată lumea dorește, toate forțele politice, cred că de asta au ajuns și în Consiliul Județean și în Parlament, să ajute pentru progresul zonei pe care reprezintă. Forma de ajutor diferă în concepția multor persoane, dar... Eu am pornit cu o echipă în vară și nu cred că nici unul dintre noi trei a dat vreun motiv profesional sau de altă natură pentru colegii consilieri județeni să acum să facem schimbări de dragul schimbării. Dacă PSD-ul vrea să fie mai activ în dezvoltarea județului, sunt 11.000 de căi prin care se pot afirma atât personal membrii PSD, cât și cu fapte. Deci eu sper să avem o colaborare instituțională corectă și să lucrăm cu toții pentru dezvoltarea județului. Doar că știți, maestre, domnule Potochi, orice partid își dorește funcții, probabil și cei de la PSD își doresc dar funcții. Dar acum 3 ani de zile nu o să fie alegeri. Deci eu rog pe toată lumea să mai ieșim din tiparele de campanie și să vedem exact problemele majore. Așadar, deocamdată nu primiți PSD la guvernarea județului. Ba nu,
Deci Consiliul Județean este o instituție democratică, unde sunt 33 de consilieri județeni. Și ca și într-o orice țară democratică, majoritatea decide. Decide în funcție de directivele partidului. Repet, deocamdată la nivel național, că am văzut inclusiv domnul președinte al țării a greșit în enunțul de ieri, când ne-a băgat în arcul guvernamental. Păi, susțineți propunerea PSD pentru funcția de premier? Dar de aici până a fi la guvernare e o cale foarte lungă. Eu am fost în Parlament, știu să fac diferența clară între susținere parlamentară și de a fi în guvern. Domnul președinte s-a referit, sau cel puțin eu așa am înțeles, că s-a referit la faptul că susțineți propunerea PSD pentru funcția de premier. Că doamna Sevil Șaide este susținută de PSD, ALDE și UDMR. Nu, dânsul a zis că coaliția guvernamentală PSD, ALDE, UDMR. Și aici a greșit o nuanță. Așadar, o susțineți pe doamna Sevil Șaide pentru funcția de premier sau nu? Păi asta e... Nivelul deciziei e președintele Uniunii, iar dacă vă interesează persoana mea personal, deci fiind vorba de reprezentantă unei minorități, noi, ca și organizație de minoritate, ar fi foarte interesant să zicem că n-o susține. Dar cum se pupă această declarație a dumneavoastră, că o susțineți cu declarația premierului Ungariei, Victor Orban, vis-a-vis de acei refugiați, de musulmani, de celelalte aspecte? Trebuie făcut diferență, lucruri diferite. Deci este o foarte mare diferență și asta nu se înțelege la nivel european. Între o minoritate băștinașă, o minoritate care a trăit aici sute sau chiar mii de ani și un refugiat. Deci familia doamnei prim-ministru propusă trăiește în Dobrogea, în zonele Dobrogei, trăiesc tătarii de 800 de ani. Deci este o minoritate, ea face parte, cum toți maghiarii din România, de mii de ani trăim în același loc. Este altfel, ea nu este o refugiată. Deci nu se face niciodată confuzie între minorități băștinașe și minorități veniți cu afluxurile de migranți. Așadar, asta nu se înțelege la nivel de Bruxelles de multe ori. Și când se vorbește de drepturile minorităților, în capul celor din Franța și din Germania apar turcii, apar marocanii, apar algerieni. Alții. Înțelegeți? Deci aici de a face o diferență extraordinar de clară. Deci e vorba de o persoană la care și strămoșii și toată lumea a trăit acolo. Nu e venită de altundeva. Ce șanse ar avea, domnule Potocki, din punctul dumneavoastră de vedere, o femeie de origine turcă, tătară, dacă vreți, musulman, cu un soț sirian să ajungă premierul Ungariei? Depinde de context și depinde de foarte multe. Asta trebuie, fiecare țară are... și o cutumă în politică de multe ori și depinde de la președintelui și poate că data viitoare când un om de naționalitate maghiară o să fie propus în România, poate că o să aibă șanse. De PSD va fi propus? Nu de PSD, de UDMR sau oricine. Adică măcar se destramă niște bariere mentale în mentalitatea comunitară din România. Unii deja trag clopotele că ce se întâmplă, că președintele e sas, doamna premier propusă e musulman, ce se întâmplă. Dacă asta e propunerea, probabil că cei care l-au propus știu ce propun. Dar urmează Crăciunul și așteptăm decizia președintelui.
Da, domnule Horvat, își dorește PSD să ajungă la guvernarea județului Satu Mare? Deci, n-am putea spune că nu ne dorim să ajungem la guvernarea județului. Sau două de vicepreședinte. Personal nu-mi doresc. Clar că partidul cu certitudine își dorește și asta o știu și cei care conduc, și domnul președinte, și cei de la PNL. Într-adevăr, ne dorim o funcție sau chiar două de vicepreședinte, în așa fel încât să ne putem impune și să venim cu plusul de siguranță și de tot ceea ce înseamnă contextul de a guverna România și de a face ca lucrurile să funcționeze. Da, domnul președinte este foarte elegant și normal, are o echipă cu care lucrează, cu care are un protocol și conduce județul și mi se pare normal, dar eu cred că deschidere trebuie să aibă fiecare formație și așa, cum spunea și domnul președinte, majoritatea și, într-adevăr, că majoritățile de-a lungul timpului s-au demonstrat că se pot schimba, poate face acest pas. Dar eu cred că trebuie să fim atenți, să cumpărim foarte, foarte bine, în așa fel încât lucrurile să le facem foarte elegant, să le facem să și funcționeze, să nu lăsăm urme, să nu lăsăm chestiuni care pe viitor ar putea să ducă la știu ce disfuncționalități la nivelul Consiliului Județean și, din punctul meu de vedere, cred că nici PSD, nici PNL, nici UDMR nu își doresc acest lucru. La fel și asta știți foarte bine și am spus-o telespectatorul, nu mi s-a părut normal când cel mai mare partid românesc la nivelul județului Satu Mare a rămas pe din afară la conducerea Consiliului Județean. Și cred că multor cetățeni nu li se pare normal, dar eu cred că calea dialogului este una foarte valabilă, una la care toate formațiunile politice cred că o să acheseze și vom găsi împreună calea cea mai bună și cea mai abordabilă, în așa fel încât să fim, să zic și eu zic că invitați, probabil va fi o invitație de a participa la guvernare. Nu neapărat, nu suntem... Da, atunci și prin eforturile susținute care le-au avut în perioada de negociere, atunci au reușit și ne-au devansat. Bine, eu zic că pe slăbiciunea noastră, cum alegerile le-a câștigat PSD-ul de această dată prin buna pregătire a campaniei electorale și a programului și pe slăbiciunea adversarului, care a fost așa cum a fost. Deci, aceste două lucruri cumulate au dus la succesul PSD-ului de la alegerile parlamentare și este o chestiune certă care orice politician cu minimă experiență o recunoaște. Revenind la județ, eu cred că vom găsi o cale foarte bună. Cunoscându-și pe domnul președinte, care tot timpul este deschis la dialog și ne-a spus că toată lumea guvernează și la nivelul județului nu este nimeni în opoziție, nici nu am considerat și chiar la realizare, domnul președinte, ați reușit împreună cu ce să ne propuneți o finanțare și să trecem și peste momentul dificil la Olimpiei. Deci eu zic că lucrurile se pot. Da, domnule Albu, pe dumneavoastră nu vă întreb dacă primiți PSD la guvernarea municipiului Satu Mare, că nu depinde de dumneavoastră și bănesc că nu vă doriți acest lucru, având în vedere că PNL deține cele două funcții de viceprimar, așa că vă propun să trecem la temele de interes național. Astăzi, după cum știți, președintele... Da, aș vrea să, da? Dacă îmi permite, sigur, să spun și eu măcar o frază, două. Poate invită PNL-ul. Da. Despre chestiunea cu... am început să învăț cum se pronunță doamna Sevil Shaide. Așa, vedeți că o să învăț până la urmă. Care este propusă să fie prim-ministru. Eu am să vă spun acum un punct de vedere al meu personal. Vom ajunge și acolo. Haideți să le luăm. Da, s-a vorbit bine. Sigur. Vreau să vă spun că, în mod sigur știți, președintele a trimis astăzi la Parlament la reexaminare legea privind eliminarea celor 102 taxe, dacă nu mă înșel, se numea legea domnului Dragnea. A venit imediat și reacția președintelui PSD, care spune că PSD nu va renunța sub nicio formă, iar majoritatea parlamentară va vota legea. Asistăm la un război între președinte și președintele PSD, Liviu Dragnea? Războiul abia începe. Eu, dacă am înțeles bine, nu vreau să greșesc cumva,
numai taxa auto, ar trebui să mai umblu pe aici, dar acum suntem în emisiune, numai taxa auto ar însemna un minus de 1,7 miliarde, parcă scrie euro, deci o sumă semnificativă. Și dacă scrie lei, e o sumă mare. Eu nu zic nimica. Eu, de exemplu, ca firma pe care, la care sunt acționar, am plătit sume semnificative pe post de taxe de timbru de mediu. Dar aceste lucruri nu se pot face toate dintr-o dată la pachet. Asta a fost chestiunea și dacă mi-aduc bine aminte, acum n-au trecut încă două săptămâni de după alegeri, două zile după alegeri, domnul Dragnea a nuanțat chestiunea cu TVA-ul și cu taxele, cu o parte dintre taxe, dorind să amâne aceste modificări pe care erau înscrise de fapt în codul fiscal și care trebuiau aplicate de la 1 ianuarie 2017 și ar fi încercat să scoată castanele din foc cu mâna lui domnului Cioloș, care era cât pe aici să pice în greșeală, ceea ce din punctul meu de vedere era o mare eroare. Adică dacă ai zis tu că faci un lucru, fă-l tu când ajungi la guvernare, că ai stat și ai povestit la oameni și două zile mai târziu te-ai bătut cu pumnul în piept și nu numai tu ca persoană, ci mii și mii, zeci de mii de activiști de ai partidului au făcut acest lucru în mod evident. Eu cred că l-au făcut convinși că fac bine și că zic bine, numai că până la urmă nu știu cum te simți când tu vorbești în campanie și te trezești după ce se termină campania două zile mai târziu că vine șeful și spune, bă, dar stai că nu sunt bani. Până noi tocmai până acum am spus că sunt bani și acum nu mai sunt bani, de fapt. Nu știe nimeni să spună unde sunt banii ăia și de care vorbim, pentru că, din punctul meu de vedere, se vorbește foarte empiric despre banii ăștia, așa, foarte la superficial. Așa că, dar, că va începe un război între președintele Iohannis și domnul Dragnea, cu certitudine, da, și am să vă spun, chiar dacă nu va fi chiar un război mare, dacă cumva domnul Dragnea, domnul președinte Iohannis, găsește un motiv să refuze propunerea făcută de domnul Dragnea, cu certitudine atunci va începe un război. Voci care să amenințe președintele cu suspendarea au apărut, doar că președintele PSD-ului, domnul Dragnea, a făcut următoarea chestiune, a interzis tuturor liderilor PSD să-și mai dea cu părerea după alegeri în presă. Până nu vorbește, nu vorbește nimeni. Și nu mă puteți contrazice, domnul Horvat, că așa a făcut. Dintr-un oricare punct de vedere a făcut bine, pentru că nu e bine ca într-un partid să vorbească tot felul de indivizi care nu știu despre ce vorbesc și probabil că vorbesc ei din suflet, dar care nu înțeleg care e interesul momentan al partidului și atunci mai bine întâi să dea temă de casă șeful și după aia să vorbească ceilalți, că ei au spus adevărul, oamenii care au zis că vor să-l suspende pe președinte. În mod evident, asta vor să facă și asta vor face, vor încerca, nu că vor face, vor încerca să facă. Funcție evident dacă vor găsi sau nu vor găsi motive să facă acest lucru, dar de dorit vă spun sigur că vor să o facă. Chestiunea asta vor să o facă cu certitudine. Nu știu dacă vor să-l facă neapărat pe domnul Tăriceanu, președintele României, că nu cred că de aia se zbate domnul Dragnea, poate se zbate pentru el. Nu se zbate pentru domnul Tăriceanu. Știți de ce spun treaba asta? Pentru că domnul atunci Tăriceanu la suspendare interimar. Președinte interimar. Domnule Potochi, a procedat corect președintele Klaus Iohannis trimițând această lege la Parlament? A și motivat în cerere câteva lucruri pentru care a decis să facă, în cererea de reexaminare, bineînțeles, da, să aici facă acest gest. A fost o lege de gen repede înainte. Eu nu contest că sunt foarte multe taxe inutile, deci sunt foarte multe taxe ca și număr. Suntem, cred că, pe locul 1 în Europa ca și număr de taxe și impozite. Iar aici noi am avut un semn de întrebare și când s-a aprobat legea și chiar în dezbaterea parlamentară am văzut pe colegii mei care au rămas în Parlament și o singură obiecție am avut și aceeași obiecție am regăsit în textul trimis către Parlament de către domnul președinte Iohannis. Este legat de taxa Radio TV. Și aici noi, spiritul nostru pentru a avea libertate de exprimare și tot, noi vedem garantat pe sistemul actual. Știu că pe toată lumea enervează pe factura de curent, taxa de radio și TV. Dar dacă această instituție este legată de
bugetul primit din mâna unui guvern automat se va subordona 100% guvernului respectiv. Adică va cânta osanale guvernului. Exact. Nu mi se pare normal că această taxă să fie înlocuită prin niște subvenții directe. Că practic, acum se practică partea de subvenții indirecte. Televiziunea română în sine este într-o situație catastrofală din punct de vedere bugetar. Deci, dacă era o firmă privată, era falimentată de mult. Trebuie restructurată. Luptele sunt multe. În nici nu știu cât președinți de televiziune am schimbat cât eram parlamentar în 3 ani jumate. Multe scandaluri. Nu e bine. Deci trebuie să rămână un organ de presă independent de tot și trebuie să-i fie asigurat un fond absolut independent de voința politică și a opoziției și a celor de la putere. Deci are aceeași obiecție pe care am avut-o și noi. Și cred că și în dezbaterea actuală a legislației, colegii mei o să susținem. Deci în afară de această taxă care este foarte sensibilă și nu e din punct de vedere bugetar și pur și simplu din punct de vedere a unor sisteme de valori democratice, cu restul n-am avut nicio treabă. Cu restul, unele taxe chiar eu cu mâna mea am propus inițiative legislative care ajutau primările, că erau niște taxe imense cerute de cei de la drumuri naționale, de la primării care aveau proiecte de conducte de apă și canalizare lângă drumurile naționale și trebuiau să plătească chirie. Adică nu numai taxe de subtraversare, deci în timpul lucrării și pe timpul exploatării. Nimeni n-ar fi făcut nicio investiție în acest gen dacă nu scăpam de această povară primarie. Dar și primarie, în general de reexaminare se arată că nu avem buget pentru 2017 deocamdată, iar în bugetul pe 2016 nu sunt prevăzute alocări pentru radio și televiziune, așadar ar putea ajunge cele două instituții într-o situație dificilă. Eu zic că aici trebuie tratate problemele cu CAM, probabil că și acum este o luptă politică până ce nu se clarifică cu instalarea guvernului și cu bugetul pe 2017. Că aici, iarăși, deci, adică dacă nu va fi nici în legea bugetului de stat și nu se mai plătește nici taxă radio TV, atunci ce se întâmplă? Și atunci, domnule Potochi, domnul Dragnea, prin acel răspuns dat președintelui, a vrut să arate cine-i șeful, să demonstreze cine-i șeful, cine conduce sau cine... Cred că sau ce vroia să demonstreze Liviu Dragnea, spunând că PSD nu va renunța sub nicio formă, iar majoritatea parlamentară va vota din nou legea. Eu am mai auzit această expresie din gura domnului președinte PSD Dragnea de mai multe ori săptămâna asta, adică gen ultimatum, probabil... Deci nu e foarte, foarte ok acest limbaj. Adică e punctul dânsului de vedere, dar ar trebui să fie deschis la dialog din aceste argumente. Asta e părerea mea și cred că o să fie și părerea grupului UDMR în dezbaterea parlamentară. Că 100 de taxe dispar, dar două taxe sunt mai special sau... Trebuie găsit o altă variantă total neutră din punct de vedere a finanțării. Iar dacă mergem pe chichițe, conform Constituției, multe legi s-ar putea ataca la Curtea Constituțională. Dar știți cum este, că dacă e o inițiativă de la putere, atunci nimeni nu verifică dacă e indicat corect sursa de finanță, sursa alternativă, adică de unde se ia. Că la aceste inițiative legislative prin care se măresc salarii sau... se mărește ceva, trebuie să fie indicat și de, ok, dar de unde se fac rost de bani? Se taie de la alt capitol sau de unde? Domnule Potochi, în acest moment vă pare rău că ați făcut alianță doar cu PNL la guvernarea județului Satu Mare? Eu am făcut alianță cu toate formațiunile, numai că dacă ar fi loc, dacă am fi în Elveția, acolo, de exemplu, nu există opoziție.
în funcție de numărul voturilor obținute în consiliile regionale, toată lumea are un loc de vicepreședinte în funcție și are tematicile lui și toată lumea e împăcată. Toată lumea e împăcată, deci acolo alegerile chiar că țin 30 de zile și după urmă fiecare se vede de treaba lui. Da, domnule Horvat... De ce să-mi pare rău? Nu. Revenind la temele naționale, de ce credeți că amână președintele Klaus Iohannis desemnarea premierului propus de PSD a doamnei Seville Shaidee? Înainte de a vă răspunde la întrebarea asta și nu vreau să evit, aș vrea să aduc câteva contraargumente pentru colegul meu. Deci, în primul rând, eliminarea acelei taxe de timbru, la ce duce? Practic, fiecare cetățean care își matriculează o mașină aduce niște bănuți la bugetul de stat, împrumută bugetul de stat. Eu sunt de acord cu scoaterea. Împrumută bugetul de stat, după care intervine cu avocat, instanță și așa mai departe și se recuperează. Deci nu este... O țigănie tipică românească. Deci, părerea mea că acest lucru trebuie să facă și cu atât mai... Mă scuzați, m-am uitat între timp. 1,7 miliarde de euro ar fi suma pe care deci ar fi undeva în jur de 7 miliarde și ceva de lei, suma pe care ar trebui să o plătească statul tuturor cetățenilor care au plătit din 2012 până astăzi. Oricum, deci nu pe un an, pe patru. Sigur, oricum o plătesc pentru că instanța le dă dreptate. Deci, practic, cei care au matriculat o mașină au mers și au împrumutat statul pentru a-și rezolva anumite probleme punctuale. Foarte multe taxe care au fost eliminate, cum spunea și domnul președinte, sunt foarte binevenite. Unele erau chiar nesemnificative, efectiv lua pierdere de timp, lua timp să te deplasezi din un birou la altul, într-o parte să o încasezi, în altă parte să te justifici și să aștepți un document care ți era foarte, foarte, foarte important. Dacă înainte de campanie electorală se putea spune a fost pur și simplu campanie electorală și nu pot să spun că nu s-a folosit și ca temă de campanie. Acum când aproape cu certitudine vom guverna, este clar că PSD își asumă și această responsabilitate de a încasa bani mai puțin de la cetățeni, că la care le vor rămâne pentru alte diferențe o să ia din altă parte. Iar vis-a-vis de taxa Radio TV, eu zic că sunt convins că actualul guvern și actualul parlament va veni cu o lege în care să explice foarte, foarte clar, sigur vor fi, bănuiesc că într-o lege viitoare, clar că fiecare cetățean trebuie să contribuie la această taxă Radio TV, dar în modul în care o și folosește. Spre exemplu, nu există nicio delimitare foarte clară între unul care are o fermă de păsări sau de porci, plătește la fel taxe Radio TV ca și unul care are casă sau hotel sau restaurant și mai departe. Deci trebuie să vină cu o lege care să reglementeze foarte, foarte clar cine plătește și cine nu plătește. La fel nu se poate lua nicio sancțiune asupra celor care nu plătesc. Domnul senator, știți foarte bine, sunt unii care plătesc, sunt unii care nu plătesc. Deci, practic, o parte din cetățenii României își îndeplinesc datoria de a plăti această taxă Radio TV, o parte eludează sau nici nu bagă în seamă. Vis-a-vis de denumirea premierului, eu zic că... Domnul Horvat, dar de ce ar trebui să plătească fiecare cetățean? La televiziunile private, de exemplu la ITV, plătiți ceva? Plătesc cetățenii? Tocmai vreau să mai spun o idee despre televiziunea națională. Și televiziunea națională are posibilitatea de a câștiga bani din publicitate, de a-și face un management și să conducă mult mai bine în așa fel încât să încaseze niște sume importante. Nu mai departe, am văzut în ultimii ani că n-am reușit să ne plătim o taxă de Eurovision, n-am reușit să facem un contract să transmitem campionatul european, deci au făcut alte televiziuni și cu sume importante. Deci, într-adevăr, sunt pentru a avea o televiziune națională, dar nici cu eforturile foarte, foarte mari care le fac cetățenii și bugetul național. Trebuie să vedem foarte, foarte bine. Avem nevoie de această televiziune și să o finanțăm în modul în care o finanțăm sau să găsim alte surse de finanțare. Iar din ce
din ce s-a practicat cu foarte multe companii. În momentul când statul a venit și le-a salvat, s-a văzut că în continuare au fost găuri negre și au stat cu mâna întinsă către guvernanți pentru a le satisface până la urmă și iertată să fie expresia poftele. Vis-a-vis de numirea... Domnule Horvat, să rămânem la televiziunea națională. Aș vrea să vă întreb pe fiecare dintre dumneavoastră la ce emisiuni vă uitați la televiziunea națională? Nu riscăm să facem publicitate. Eu vă spun, mă uit foarte, foarte des și două emisiuni sunt importante. Trei. ProPatria, care mi-a rămas, având în vedere profesia pe care am practicat-o până a trece rezervă, este Viața Satului, care chiar ne preocupă pe toți. Și Odată în Viață, care este o misiune de folclor foarte și tezaur folcloric. În rest, cam mă lasă rece, sunt televiziunile astea comerciale și torșurile astea politicii, care într-adevăr îmi răpesc mult timp, și emisiunile sportive. Domnule, poate că dumneavoastră vă uitați la TVR? Din când în când la știri, ca să fac o comparație, care este știrea oficială în țară. Și e bine de făcut o comparație, că și merită făcut acest exercițiu de toată lumea, și atunci o să vă puteți poziționa foarte clar televiziunile pe paleta politică, fără să trebuiască să urmăriți știrile în fiecare zi. Și mai au o... Adică, din punctul meu de vedere, cei de la TVR sunt... dau știrea exact așa cum este ea? Nu asta am zis. Nu. Vă întreb, cum ne poziționăm atunci în funcție de televiziunea română? Cine zice adevărul și cine... Din păcate, mai nou, inclusiv la televiziunea publică, se vede de cine este condusă și este un pic filtrată. Cât era... Moise Guran, cred că era... Nu, președinte? Sau, televiziune. Președinte de televiziune? Nu. A, realiza emisiunile. La emisiunile lui m-am uitat și când era la TVR1 și merita să mă uit. Deci mă uitam după redactor și totdeauna mă uitam cine e redactor. Și normal, din când în când mai prind și emisiunea în limba maghiară a televiziunii române, care este... tradițional în ziua de luni și de peste 40 de ani se emite, și de multe ori au niște emisiuni de valoare documentară, adică fac muncă de teren, deci sunt puține știri de studio și aflu lucruri foarte interesante despre comunitatea maghiară din România. Și Informația TV are emisiuni în limba maghiară. Mă uit și la Informația TV. Asta pot să zic deja, că am uitat să mă uit la televizor, că nu știu când să mă uit. Adică dimineața când mă trezesc sau seara când ajung acasă, acolo sunt minoritar în condițiile în care fiica mea încă nu se uită, n-are boala asta de a se uita la știri, se mulțumește deocamdată cu desenele animate. Am încercat pe toate posturile, poate îi place culoarea sau asta, să fur și eu câteva minute, dar nu mă pot lupta cu ea. Deci la noi desenele animate în toate limbile, cum îi plac. Da, domnule Albu, dumneavoastră, la ce emisiune vă uitați? Chiar de curând am uitat, e drept că mi-a zis soția să mă uit, soția lui cumnatul meu mi-a sunat într-o seară, dar era târziu, deși nu au un program fix, sunt documentare foarte interesante care se transmit. A fost un documentar despre Iuliu Maniu, despre viața domnului Maniu, nu știu să vă spun, dar cred că după în ultimele zile de campanie, cred că a fost, deci în cam două săptămâni. Informația de duminică are foarte multe materiale. Informația de duminică, zilei are foarte multe materiale. Dar nu facem concurență aici. O televiziune națională nu face o concurență cu una locală. Dialogăm, domnul Albu, facem concurență. Da. Zic, nu fac ele concurență. Eu nu fac concurență cu niciuna. Mă mai uit și eu la din când în când, duminica dimineața când mănânc, dar asta funcție depinde de cum mi-a ieșit povestea cu plasa pe la piață, cam așa, dacă o mai prind pe aia cu viața satului.
Mai sunt de multe ori filme destul de rezonabile și când nu mai pot să-i aud pe ea vorbind, mă scuzați de cuvântul tembel că sunt tot ăia care vorbesc, când nu mai pot să-i aud pe unii vorbind și totuși nu m-aș culca, atunci sunt șef de telecomandă și mă tot plimb până găsesc ceva de văzut, că nu mai pot să-i aud pe ea vorbind. Da, domnule Horvat, dar știți că ne uităm la destul de multe și aș vrea să mai punctez o chestiune, deși nu era subiectul discuției de astăzi. Nu în toate statele există o televiziune oficială a guvernului, dar dacă tot există o televiziune și încă mai rezistă la noi aici, evident că nu o să semene, greu ar putea să semene cu cea din Marea Britanie, dar nu e un lucru oarecare și n-ar fi de dorit măcar asta, dacă s-ar putea, să nu o transform într-o televiziune comercială, pentru că aia funcționează pe cu totul și cu totul alte criterii și atunci asta ar fi scopul, să fie subvenționată, dar nu subvenția să o primească la bunul plac ai celor care conduc statul, ci să fie o subvenție bine alocată, după o logică, după reorganizare și așa mai departe. Și să știe omul că dacă vrea să vadă un film, de exemplu, de la cap la coadă sau o emisiune de la cap la coadă, poate să se uite la televiziunea publică, că nu o să-i bage cât un calup de reclamă de câte 10-15 minute. Deci să uiți la ce film te uiți. Domnule Horvat, de ce credeți că amână președintele desemnarea premierului propus de PSD? A doamnei Seville Scheider. Motivele invocate de președinte nu toate stau în picioare și am să vă explic de ce. Dar n-a invocat nimic. Acele verificări care nici măcar n-a spus probabil. În fine, eu mă așteptam și cred că mulți cetățeni din această țară la o cu totul alt mod de abordare a președintelui. Se știa de foarte mult timp din sondaje la care avea acces orice cetățean și care noastră în studio am făcut dezbateri pe această, că PSD-ul cu certitudine va câștiga alegerile. Și cred că un președinte care este cel mai titrat om și responsabilitatea pe umerii căruia apar cele mai mari probleme, nu era lipsit de interes, să aibă o discuție sub orice formă cu președintele PSD, Liviu Dragnea, și să-i spună: domnule, în cazul în care vei câștiga lege și ai avea ocazia să faci guvern, te-ai gândit la cum vei aborda acest guvern, cu ce oameni, cu ce miniștri, cu ce prim-miniștri? Era o problemă. Nici după alegeri nu s-a dus. PNL-ul a spus clar pe cine vede premier. Dar probabil dacă n-a vrut să meargă nici după alegeri la Cotroceni. Dragnea îi dădea 3-4 nume, avea timp să facă acele verificări de care probabil... Dar le-ar fi dat, domnul Dragnea, că noi tot am încercat să aflăm cine este... Dădea vreo 5 nume, Dâncu, toată lumea a verificat, Dâncu, Chiflu... Domnul Horvat, înțeleg că nici membrii PSD, nici vicepreședinții PSD nu știau. Eu zic că a fost o soluție bună, faptul că am avut încredere și este normal. Și mă așteptați să spuneți că ar fi prost. În președintele partidului, eu cred că și noi ați avut încredere să-l susțineți pe premier, pe cel care nici nu era măcar... Eu n-am fost de acord cu el, eu vă spun acum măcar o pot spune. Dar eu cred că lucrurile acestea se vor clarifica foarte, foarte rapid, având în vedere că nici acest motiv sau care se vehiculează, că ar trebui să se facă anumite verificări. Iar cum spunea și domnul președinte, având este cetățean român, s-a născut în România, a copilărit aici, a făcut studiile aici, a parcurs aproape toate etapele profesionale în diferite funcții, deci dă certe valori de a conduce un guvern. A fost într-adevăr apropiată domnului Dragnea și nu știu care politician sau în momentul când ajungi într-o funcție foarte, foarte importantă, nu încerci să aduci colaboratori, cei în care ai încredere și cu care știi că poți face performanță. Dar eu zic că prea un pic
Probabil da, președintele domnule Potocin, este greșit că vrea președintele o verificare, dacă bineînțeles vrea o verificare mai atentă, cu atât mai mult cu cât se spune că domnul sau soțul doamnei Șaide ridică unele semne de întrebare. Spunea Traian Băsescu atunci când a fost la Cotroceni, că a fost 20 de ani ministru agriculturii în... 20 de ani a lucrat în Ministerul Agriculturii. A lucrat. Sau a lucrat în Ministerul Agriculturii. Că la domnul Băsescu trebuie să fim foarte atenți ce zice. Că zice toate le zice aproximativ. Domnul Ioanis n-a invocat niciun motiv. Deci pur și simplu a zis că... Ar fi trebuit să explice președintele de ce amână? Nu. Nu. Și pe urmă... Premierul desemnat are la dispoziție 10 zile. Anormalitatea acestui lucru, n-am înțeles că dacă participa din prima PSD-ul la onoram invitația domnului președinte Iohannis, poate acum deja într-adevăr puteam să avem un guvern investit. Eu cred că domnul Dragnea a vrut tânsul să fie premier până în ultima secundă. Și din cauza asta a cerut un check în ab și până la urmă n-au fost alegeri normale din acest punct de vedere. Eu încă n-am auzit în Europa, cel puțin, dacă vă puteți închipui că în Germania se luptă SPD-ul cu CDU și nu se știe care sunt candidații de o parte sau de alta. Sau închipuiți-vă în Ungaria să luptă Fidesz-ul cu socialiștii de acolo și să nu le fie extraordinar de clar cine o să fie șeful guvernului. Sau, de exemplu, în Rusia pornește partidul lui Putin și oare ghici ghiocel cine o să fie prim-ministru. Deci și din, și din acest punct de vedere a fost o premieră europeană. Eu zic că dacă s-ar întări relațiile de dialog între domnul Ioanis și domnul Dragnea, toată țara ar avea de câștigat. Dar amândoi sunt oameni cu orgolii și se simt normal. Ei au fost aleși, nu ei, în cazul domnului Ioanis dânsul, în cazul domnului Dragnea, formațiunea politică din care face parte. Iar n-ar trebui să meargă într-un război matematic cine a primit mai multe voturi, că dacă luăm după numărul de voturi, domnul Ioanis a primit de mai bine de două ori mai multe voturi decât tot PSD-ul la alegerile astea. Ultima dată a primit PSD-ul încredere mai mare din partea populației. Deci n-are rost astfel de discuții domnul sterile. Domnul Ioanis n-a candidat la alegerile parlamentare. Nu, mă refer la alegerile prezidențiale. Deci nu mergem după număr de voturi, nu putem compara. Societatea evoluează și totdeauna primim o fotografie a momentului. Închipuiți-vă anunțul domnului Dragnea cu propunerea de prim-ministru, să zicem, de data de 1 decembrie. Și alegerile ar fi fost în data de 11 decembrie. Sigur, același rezultat ar fi obținut PSD-ul. Poate obținea un rezultat mai bun, poate un rezultat mai prost. Domnul Horba, dar ce rezultat ar fi obținut PSD dacă se știa că doamna Severin Șaide ar întrebare fi propunerea PSD pentru funcția de premier? Și vă întreb asta în condițiile în care l-am auzit pe mitropolitul și la dumneavoastră ajungem. Mitropolitul Clujului, Andrei Andreicuț, a declarat că și-ar fi dorit un premier român, ortodox, ca domnul Dâncu. Și domnul Dâncu era unul dintre cei probabili de a fi premier. Cu certitudine, Socialdemocraților, dar nu în mintea domnului Dragnea. Cu certitudine, cel care cred că merita să văd în vedere mare experiență pe care o are în administrație și faptul cum a condus partidul și rezultatele care le-am avut în ultima perioadă, cred că era normal ca domnul Dragnea și sunt convins că are experiența necesară să fie... Dar eu vă întrebam ce rezultate credeți că ar fi obținut PSD? Eu cred că
Până în ultimul moment, așa... Minus câte procente, ca să fie clar întrebarea, se consider... domnul Horvat? Eu cred că nu risca Dragnea la experiența pe care o are. Deci era un risc, așa? Să anunțe, să-și anunțe. Era un risc, așa? Că era un risc. Că a făcut... Deci, faptul cum a făcut bine că n-a spus adevărul atunci. N-a spus adevărul, a spus că nu... Dar domnul Dragnea știa în 1 decembrie... Dar era un risc, nu era un risc. Domnul Dragnea știa în 1 decembrie că doamna Sevil Șaidev va fi... Asta deja e o întrebare bună, să știți. Dacă știa sau Dragnea poate să spună, nu? Cred că sigur, nici el n-ar spune adevărul în chestiunea asta, pentru că, îmi cer scuze, dar noi atât am fost acuzați de minciună încât de aici încolo, de câte ori o să prim pe ăștia de la PSD cu minciună, o să o spun răspicat că sunt niște mincinoși, așa că despre ce vorbim noi aici? Noi, vorba aia, două zile după alegeri s-a dat vorba aia, picavelul ăla cu banii mulți, că nu mai tăiem aia, nu mai tăiem TVA-ul și așa mai departe. Deci cine pe cine minte aici, așa? Iar... eu vă spun așa, respicat, că tot am vrut să-mi dau și eu cu părerea vis-a-vis de doamna asta. Absolut nicio problemă n-am cu ea ca persoană, cu ea nici numele nu mă interesează, nici religia nu mă interesează, nici faptul că vine dintr-o minoritate, niciun fel de problemă n-avem cu chestia asta. Eu am problemă cu altceva. Este o bătaie de joc la adresa cetățenilor României și vă spun eu, respicat, la adresa membrilor de PSD care și-au rupt spinarea, și-au îndoit spinările prin campanie, să vii să le pui o cucoană care n-are treabă cu nimeni și pe care nici măcar nu știu să o pronunțe numele. Nu că e turcoaică, nu că e nu știu ce, nu contează religia, încă o dată vă spun, ci faptul că ea este un personaj nesemnificativ în partid. N-a știut, n-a auzit nimeni de doamna asta până când n-au propus-o secretar este de stat. Este membru PSD în 2015. Domnul de zile. Lăsați-mă să termin, că nu v-am întrerupt. Problema este că ăsta e adevărul cel mare. Și atunci tu îți bați joc de poporul român, îți bați joc și de membrii tăi de partid, dar știți de ce îți bați joc? Pui o persoană, dar eu de ce spun că îți bați joc de poporul român? Pui o persoană care cu certitudine nu este calificată pentru așa ceva. Deci tu pui o marionetă pe față. Asta face acum Dragnea, își pune o marionetă pe față. De ce face chestiunea asta? De ce își pune Fina sau Nașa, nu știu exact ce... Fina. De ce face treaba asta? Pentru că nu are încredere în nimeni. Pentru că așa cum știe el că se fac lucruri în partidul dânsului, el nu are încredere în nimeni. Nu poate să pună un om, că sunt oameni de valoare acolo, nu pune un om de valoare. Unul care, vorba aia, ar fi în regulă. Nu am nicio problemă cu domnul Dâncu, dar mai sunt și alții. M-ați înțeles? Și pune pe cineva, eu cum mă simți eu într-un partid să știu eu că aș putea să fiu prim-ministru și să pună vorba aia, pe noi ca nimeni din partid. Încă o dată, nu avem treabă cum o cheamă, religie, etnie, nu avem nicio problemă. Și faptul că nu este calificată pentru așa ceva, nu știm exact cu ce s-a ocupat doamna, în afară faptul că are nu știu câte case prin Siria, dar nu-i treaba noastră chestia asta cu casele de pe unde le are și cei cu ele. Asta e problema cea mai mare, că tu duci la tu vrei să pui la conducerea guvernului și să fie foarte care este la cel puțin la egalitate cu președinte, dacă nu între exerciții, mai chiar mai important decât președintele, primul ministru, o persoană care nu are nici în mânecă, care nu va putea niciodată să răspundă nici măcar la o întrebare pusă de un ziarist, pentru că nu va da telefon. Șeful, dar auzi ce întreabă ăla? M-ați înțeles? Asta e omul care noi o să avem președinte, prim-ministru, mă scuzați că vă spun, că dacă lucrul ăsta îl spunea, 15-20 de puncte pierdea de acolo, de procente, 10-15 le pierdea, n-a avea curajul să spună chestia asta. Faptul că spuneți că nu este cunoscută, eu o să vă spun că foarte mulți primari, viceprimari, cei care au accesat și au lucrat pe PNDL, o cunosc, dânsa a fost șef de departament, secretar de stat și la un moment dat a fost chiar ministru pe aceste fonduri. Nu cred că greșesc, nu, domnul? Pe mine personal, ca membru PSD, ca cetățean, a pus-o. Câteva luni de zile. Ca cetățean, dar parcurs profesional, a parcurs toate etapele, începând de la Consiliul Local, Consiliul Județean, Constanța și Ministere. Pe mine, ca cetățean, mă interesează foarte, foarte, foarte tare ca acest program cu care PSD-ul, în primul rând, cu acest program a fost cel mai mare atu a PSD-ului, am câștigat aceste legi, să fie pus în aplicare. Iar la primul bilanț care va reuși PSD-ul să-l facă împreună cu primul ministru, dacă va fi desemnată doamna, dacă nu, va fi altă variantă și eu zic, așa cum spuneați dumneavoastră, cred că nu duce lipsă PSD-ul de variante, de rezervă, să fie unul favorabil și cetățenii din această țară să fie mulțumiți de ceea ce se întâmplă bun și cu certitudine așa va fi. Eu am mare încredere în programul pe care l-a distribuit poporului român, domnul Dragnea.
alegătorii i-au dat un vot foarte, foarte important. Noi, într-adevăr, i-am dat un vot de încredere și un mandat în alt domnului Dragnea. Până acum suntem în grafic, ori jocul greșeală așteaptă. Eu sper să nu fiți beneficiarul greșelii pe care că nu vrem greșeli, credeți-mă, nu vrem greșeli. Dar așa cum v-a spus domnul Pataki și v-a zis, da, este cunoscută, mă scuzați acum. Niciunul dintre noi n-am fost cunoscut, nici eu, nici domnul Pataki, nici dar nu ne-a propus nimeni prim-ministru. Păi, și încă o dată, argumentul pe care a folosit domnul Pataki este extraordinar de valabil. Niciun partid nu merge, numai în România se pot întâmpla lucruri de astea, că numai în România se pot întâmpla așa ceva. Să meargă un partid să vrea să câștige, să le și câștige, să nu spună pe cine pune prim ministru. Păi da, despre ce ne eu cred că vorbim noi în ecuația asta? Domnule Pataki, cum sună această propunere din gura domnului Dragnea? Domnul Dragnea, care până mai ieri se lupta cu maghiarii, afirma că nu primește UDMR la guvernare. În campania pentru alegerile prezidențiale făceau trimitere social-democrații la etnia domnului candidat de atunci Klaus Iohannis, la religia domnului Iohannis. În campania pentru alegerile parlamentare încercau să demonstreze că domnul Cioloș ar avea alte origini, altă etnie, nu este român. Cum sună acum această propunere? Din păcate, în viața politică din România, noi suntem obișnuiți că am zis cel mai elocvent exemplu e când domnul Boc, când a candidat la primăria municipiului Cluj, a jurat pe Biblie că niciodată nu o să facă alianță cu UDMR. A ținut până după alegeri și de atunci avem viceprimar la Cluj. Iar când m-au, și cu toată stima pentru domnul primar Boc, dar când m-au întrebat oamenii ore cine o să fie propunerea PSD-ului pentru funcția de prim-ministru, cunoscându-l un pic pe domnul Dragnea, am zis că îl caut un Boc al lui. Dar și eu am zis asta. Asta nu sunt și eu, la televizor am zis-o. A găsit domnul Dragnea un Boc al lui? Și în sensul în care să fie un om care îl ascultă cu ochii închiși, așa cum a ascultat domnul Boc pe domnul Traian Băsescu. Iar aici, politicienii, detalia domnului Dragnea ar trebui să fie mai atenți la ce un politician de talia dânsului ar trebui să fie conștient că este responsabil și pentru educarea electoratului, în sensul în care dacă deschide niște robinete nu foarte europene, atunci o să le fie foarte greu să le și închidă. Cu astfel de atacuri la unele minorități. Credeți că interesează pe domnul Dragnea? Asta, ok, dar un om responsabil politic se gândește și pentru ziua de astăzi și pentru ziua de mâine și mai ales dacă e într-adevăr se consideră om de stat, ar trebui să aibă foarte mare grijă în principiu de ce se întâmplă în societate și cum evoluează toată societatea și nu doar de puterea de moment. Că pe urmă, peste 2 ani de zile, rata se învârte. Deci, tot îmi place să-l citesc pe domnul Puiu Hașotic, cu care am avut onoarea să fiu coleg în Parlament și care a avut o vorbă. Noi venim din viitorul dumneavoastră. Adică, opozanții de astăzi pot fi la putere mâine. Iar cine e minoritar astăzi într-o situație poate deveni sau cine e majoritar într-o anumită situație poate să devină minoritar în următoarea situație. Dar în 2019 România va prelua președinția Uniunii Europene. Vă puteți închipui ca doamna Sevilla Shaidé să reziste până în 2019 ca și prim-ministru și practic ea să fie persoana cea mai importantă la nivel de Uniunea Europeană, adică să fie președintele întregii Uniuni Europene. Deci sunt niște chestii care totuși ar trebui gândite un pic, că suntem în Europa, nu suntem într-un borcan izolat și deși domnul Dragnea cu gura lui a zis că este o soluție intermediară.
A zis că este o soluție intermediară, apoi a încercat să o dreagă. Nici domnul Dragnea nu a fost foarte exact în ceea ce... Eu zic că sărbătorile fac bine, inclusiv pentru toți pionii principali de pe masa politicului național. Și poate că săptămâna viitoare o să fie mai chibzuiți în afirmații și poartă un dialog mai deschis. Și eu mă aștept la încă un rând de consultări cu toate partidele. Eu sincer, cum îl simt eu pe domnul, eu nu pot să afirm că îl cunosc. Eu cred că săptămâna viitoare urmează un alt rând de consultări. Da, domnule Albu, va... Să nu fie prea balonat sau nu e după va pierde PSD în urma acestei propuneri sau își va pierde Liviu Dragnea autoritatea în sânul propriului partid? E greu. Ar putea avea domnul Dragnea soarta lui Adrian Năstase? Vă amintiți de noaptea cuțitelor lungi sau da, cum da. Se numea atunci domnul în Năstase nu și-a pierdut 2006, parcă. Când domnul Năstase a fost alegerile, a pierdut în campania pentru prezidențiale. Și a fost obligat să demisioneze din funcțiile da, și... din PSD, din funcțiile de la Camera Deputaților. Da, da, PSD-ul nu mai face aceeași greșeală încă o dată, că a ținut minte greșeala pe care a făcut-o și s-a mai dat exemplu. A mai fost dat exemplu în PSD la... despre această greșeală. Dați-mi intervenția, dar la fel a pățit și domnul Geană, la fel, da. Într-un fel a asemănat-o și domnul Ponta. Deci, din punctul meu de vedere, domnul Dragnea are... Nu știu, poate domnul Horda să ne spună, dar eu din afară, domnul Dragnea are multă autoritate în PSD. Semnalul dat de mitropolitul Clujului, persoană importantă deloc în biserică. Deloc n-aș vrea să intru în această polemică cu biserica, dar aș vrea să vă spun următorul lucru și dânsii știu, cei din Biserica Ortodoxă, ei au mai încercat odată o campanie împotriva domnului Iohannis în alegerile și pro Ponta și nu le-a ieșit. Și a fost o palmă importantă pe care au palmă. Nu-i cuvântul potrivit. Un semnal negativ pe care l-au primit de la cetățenii. Da, în același timp, domnule, dumneavoastră, ceilalți din celelalte partide întotdeauna acuzați Biserica Ortodoxă întotdeauna că este pro-PSD. Tocmai, am și argumente la chestia asta. Nu numai vorbe, am argumente. Întâlniri, susțineri, vorbiri în biserică, pomenit de diverse pietricele prin biserică și așa mai departe, nume de candidați, nu în ce biserici vreți, niciodată nu se întâmplă asta, nu ni s-a făcut un vreun favor de genul ăsta nouă de față cu sute de oameni, așa că tocmai de aceea vă Biserica întrebam, Ortodoxă primește ceea ce merită de la partidul pe care îl susține, că o să mai primească și alții ceea ce merită de la Partidul Social Democrat. Cam asta este. Așa sună. Sună prost, dar asta e adevărul. Și dacă mă întrebați, domnul Dragnea are autoritate în partid. Numai că în acest sistem de gândire sau în acest sistem în care dânsul acționează, o să o țină cu forță autoritatea aia, pentru că o să îi se dilueze și nu o să plângă nimeni când o să dispară de acolo, nici din afară, nici dinăuntru. Să știți că eu ca persoană, și vă spun o ciudățenie, eu ca persoană, văzându-l în câțiva ani în urmă, cu un discurs echilibrat, până nu i-am văzut zâmbetul acela, m-ați înțeles? Când i-am văzut zâmbetul, am zis la revedere, pe mine m-ai pierdut de client. L-am apreciat ca un partener, nu ca al meu, ci al partidului de discuție, echilibrat și rezonabil. Dar nu ține mult cu șmecheria, m-ați înțeles? Ține cât ține cu șmecheria, a stat bine cu actoria domnul Dragnea, dar după aia eu personal mi-am dat seama cine este. O vorba aia, dacă vreți, povestea cu mănușa, dacă nu, cam așa, un pumn de fier într-o mănușă de catifea. Dar această, eu aproape că îl felicit pe domnul Dragnea pentru chestiunea asta de acum, pentru că va fi un mare minus la adresa lui personală, va fi un minus important la adresa PSD-ului, care nu va crâcni, n-a crâcnit niciunul în PSD, n-a crâcnit niciunul, că e frică că n-a zis unul nimic, n-a cântat fals în cor, n-are voie niciunul să zică nimic, că dispare.
Așa cum a dispărut fostul președinte al Camerei Deputaților, care nici nu mai există. Nu, cred că a uitat și aia cum l-a și chemat. Pentru că a zis omul, nici nu mai știu ce a zis. Nu mai contează ce a zis. Cert este că a vorbit împotriva domnului Dragnea. Domnul Zgonea. Zgonea, așa, Valeriu Zgonea, da. Ăsta nu, ăsta e Partid Democratic, care vrea să și facă democrație. Noi n-avem nimic de comentat. Programul, în schimb, e bun, dacă mă înțelegeți. Că e sustenabil, că nu e sustenabil, programul e bun. Întrebare, cine l-a scris? Aia e întrebarea și dacă pot să-l pun în practică. Și dacă o să aibă bani să-l pun în practică. Domnule, că mai am un singur rând de spus. Ca, sau să tot spun treaba asta. Dacă o să-l pun în practică, o să-l pun pe pielea, pe pielea celor din economia privată din România, pe care vor da cu biciu ca să strângă banii aia, dacă vor face chestia asta. Că banii nu se strâng din creștere economică peste noapte. Aia numai visează unii care au făcut economie, au făcut științe economice pe la Cantemir sau nu știu pe unde. Da, domnul, eu vă înțeleg supărarea. Dar nu e supărare, dar nu e supărare. Dar nu e, dar lucrurile trebuie spuse respicat pe față, credeți-mă. Așa se numește asta. Este foarte mare diferența între actuala poziție a domnului președinte Dragnea. Să știți că este una foarte stabilă. Dânsul chiar a avut un moment de greu când a trebuit să demisioneze din guvern. Pas cu pas și-a refăcut. Membrii de partid au prins încredere și noi l-am văzut, și eu personal l-am văzut ca un lider care ne poate duce să câștigăm alegerile, și acest lucru s-a adeverit. Eu am încredere că prin programul care l-a făcut și care vrea să-l pună în aplicare, PSD-ul va demonstra că ceea ce s-a propus poate să și realizeze. Eu cred că asta trebuie să ne bucure pe toți. Vis-a-vis de ce spunem și ce nu spunem PSD, să știți că sunt lucruri care se spun. Iar poziția dânsului este una foarte stabilă și foarte, foarte favorabilă. Da, a comentat, a crâmnit cineva în cor acolo. Da, eu zic că nu este momentul și nu avem de ce să crâmnim. S-a luat o decizie, noi am fost de acord să, și cei care ne-au reprezentat de Comitetul Executiv. La decizia Comitetul asta? Executiv. Vom vedea dacă am greșit sau nu va greși. La politic fiți național convins, la dumneavoastră, a fost întrebat. Noi, PSD-ul a arătat de atâtea ori că dacă liderul lui a greșit, a fost și sancționat. Și cum nu, da, a fost întrebat cineva. Sunt convins că are și de sus fătări. În biroul politic național nu s-a discutat cine o să fie prim-ministru. Deci, Comitetul Executiv Național cum se numește? I-a dat domnului Dragnea. Super democratic. Numește un cec în alt domnul Dragnea la Bătăceni. Mi se pare normal. Deci până la urmă este liderul nostru și dacă nu avem un lider în care să avem încredere, de ce nu? Eu cred că și, Putin, așa, și dumneavoastră, da, în calitate de lider, sau domnul Potoc în calitate de lider, în un moment dat mergi în fața colegilor din formațiunea politică și poate chiar pentru diferite forme ai nevoie de un mandat și ți-l iei și mergi și rezolvi problemele. Ne apropiem de finalul acestei emisiuni, mai avem câteva minute și în aceste condiții aș vrea să vă întreb pe fiecare dintre dumneavoastră dacă o va desemna președintele Klaus Iohannis pe doamna Sevil Shaideh cu formarea guvernului, o vor retrage social-democrații sau se va retrage doamna, domnule Horvat? Eu cred că, cum spunea și domnul președinte, sărbătorile ne vor aduce gândul cel bun. Oricine va fi prim-ministru să ducă acest program de guvernare să-l înfăptuiască a literam, în așa fel încât 2017 să fie într-adevăr un an cu multă pace, multă liniște și multă prosperitate. Cred că asta ne dorim. Cine va fi prim-ministru, cred că nu interesează. Important, guvernarea care o să desăvârșească PSD-ul să fie una de succes. Da. O să spun că sunt de acord cu domnul Horvat. Mi-aș dori să nu știu cine este prim-ministru în țara românească și să meargă bine. Mi-aș dori să nu știu cum îl cheamă. Deci suntem democrați. Putem spune orice, da. Ați văzut. Domnul Potocchi. O va desemna președintele, important se va retrage? Să vorbesc în numele tuturor autorităților și instituțiilor publice din România, să avem un buget cât se poate de repede, ca să nu stăm până în aprilie după legea bugetului, și legea bugetului e greu de aprobat fără să fie guvern. Sau poate la un moment dat Parlamentul se va sătura de ping-pong și într-adevăr o să fie rolul în serios. Și indiferent ce guvernare va fi, se va respecta prima dată după 27-28 de ani și undeva în noiembrie sau în octombrie o să avem un buget pe anul care urmează. Așa ar trebui să fie normal, ca să putem și noi să ne facem la rândul nostru strategii și cu toate primăriile să vedem ce ne așteaptă.
că așa două luni de zile iară sunt pierdute după pronosticul. La... Iar nu vă pot răspunde. Deci ori o va nominaliza, ori nu. Da, nu domnule Alu. De noi. Domnule Alu. Ori plouă, nu plouă, băile. Deci cam, oricum, când zice așa ceva, oricum timpul ne presează și... Da, nu pot să vă spun nici eu despre ce se va întâmpla, că n-am fost pe la Dămăroaia, așa că nu știu, dar cu certitudine, dacă va găsi un motiv sustenabil, ca să zic așa, sau un motiv serios, numai cu un motiv serios, domnul președinte va refuza această nominalizare. Eu așa cred. Doar cu un motiv care să nu fie atacabil de către nimeni. Nu cred că domnul președinte Iohannis va porni niște jocuri, hai să le zicem, politicianiste, dacă doriți, asta, pentru că nu, deși a provenit din Partidul Național Liberal, dânsul nu s-a văzut să ne susțină în mod deosebit așa, plâns cei de la PSD. Da, domnilor, punem punct aici emisiunii noastre din această seară. Eu vă mulțumesc că ați răspuns invitației noastre, vă așteptăm și cu alte ocazii, vă dorim sărbători fericite. Mulțumim și dorim și noi la toți telespectatorii și la toți locuitorii județului Crăciun fericit și liniște în casă și prosperitate. Aș dori și eu să le transmit tuturor ascultătorilor dumneavoastră, telespectatorilor și nu numai, sărbători fericite, Crăciun fericit, pentru că Crăciunul sărbăm astăzi, multă liniște, multă pace și o masă îmbelșugată. Poate că o altă ocazie o să vă spun într-o emisiune câte necazuri și nenorocire am văzut, dar nu e momentul astăzi, câți oameni sărmani și amărâți sunt. Deci o masă îmbelșugată, multă sănătate și cât mai multă pace. Telespectatorilor, cititorilor cotidianului noastră, tuturor cetățenilor din județul Satu Mare, un Crăciun fericit și un an nou plin de bucurii și de împliniri. Vă mulțumesc încă o dată, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc în primul rând dumneavoastră pentru atenție, vă doresc și eu. Le redacție, informația zilei, a redacției, un Crăciun fericit, sărbători liniștite, pace, sănătate, aveți noastră și prețuiți viața.